Mă uitam la amărâtul ăsta de Irinel, bă, s-a ajuns să mor de foame. N-a avut minte, Irinel. A? Bună mitică. A avut familie, Irinel, dar Irinel n-a avut minte, ca dovadă că nu mă interesează, nu... Dar ce, nu pot să zic că... Nu... Ți-e milă de el, nu? Nu mi-e milă de omul prost. Tu vorbești serios? Nu, mie de oamenii proști nu mi-e milă. Vorbești serios, la mitică? Da. Nu, de ce? De omul prost nu mi-e milă. De omul sărac mi-e milă. De omul care muncește mi-e milă. Eu sunt un milos, să știi. Dar de oamenii care au belșug și dau cu piciorul și intră în faliment, poți să intri oricum. Da. Dar voi, fratele meu, îți păstrezi cel puțin demnitatea, familia ta, astea. Adică tragi, muncește, duci la muncă. Dacă te lasă mințile, atunci nu ești de condamnat.